Primarul municipiului Orăștie este nemulțumit de faptul că Agenția pentru Dezvoltarea Regională Vest nu a deschis și nu a publicat încă ghidurile de finanțare pentru noile programe. De asemenea, Ovidiu Bălan spune că e dificil pentru administrație să întocmească și să-și dea seama ce proiecte vor fi finanțate, bineînțeles în lipsa ghidurilor. Prin urmare, edilul a transmis o adresă către conducerea ADR Vest. Am făcut și o adresă către, sigur, să spun numai lucruri bune. Avem o colaborare foarte bună cu Agenția de Dezvoltare Vest. Ei vor fi până la urmă autoritate de management pe noile programe operaționale, dar le-am spus că am nevoie de o mult mai bună comunicare și colaborare cu dumnealor, pentru că se urmărește ca noua sesiune să fie depuse doar proiecte care au realizat proiectul tehnic. Deci vă dați seama, trebuie să faci SF-ul, PT-ul în condițiile în care ei nici măcar nu au deschis și nu au publicat ghidurile de finanțare. Este foarte greu pentru administrație să intuiască în momentul de față ce vor fi finanțate, pentru că faci un studiu de fezabilitate, faci un proiect tehnic și când te trezești cu ghidul, păi din proiectul tău nu putem finanța decât 3-4% sau 20%. Ce faci cu acel obiectiv? Plus că trebuie să pui o sumă de bani foarte mare ca să realizezi acel studiu de fezabilitate, să treci la proiectul tehnic, și categoric este o lipsă de comunicare.